Părinții își vor copiii sănătoși și realizați în viață. Dascălii îi doresc erudiți și olimpici. Polițiștii îi doresc cumpătați, înțelepți și în siguranță. În schimb, ce își doresc însă toți copiii în această perioadă? Să aibă un cămin fericit, o familie care să-i prețuiască și să vină moșul încărcat cu daruri. Totuși, este dureros să vezi că unii copii nu au parte de asemenea lucruri și rămân în așteptarea lui Moș Crăciun până ce somnul îi cuprinde și le călăuzește viața lipsită de bucurii până în zorii zilei următoare. Polițiștii sunt prezenți în toate comunitățile și își asumă deseori și datoria de a face viața frumoasă celor cu care soarta a fost mai vitregă. Și în acest an, în perioada 21-24 decembrie, peste 100 de copii proveniți din familii nevoiașe au primit cadouri de Crăciun, dar și dulciuri. În acest an, care a fost diferit din toate punctele de vedere datorită situației pandemice, polițiștii au fost spiridușii lui Moș Brian, cel care a dobândit în mod real statutul de Moș Crăciun pentru sute de copii după peste 10 ani de parteneriat și proiecte comune. Împreună cu Moș Crăciun, polițiștii au oferit peste 100 de cadouri copiilor din familii sărace, din Stroiești, Dărmănești, Zaharești, Românești, Pătrăuți, dar și din centrul de la Sfânta Vineri, din municipiul Suceava. Peste 100 de pachete cu alimente, dulciuri, cadouri și jucării procurate cu ajutorul financiar al unor oameni de suflet, precum profesorul dr. Traian Mihaiescu, dr. Adriana Sorete și Antonica Alexa, precum și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, au fost împărțite de Moș Crăciun și spiridușii săi, polițiști. La rândul lor, copiii i-au răsplătit pe polițiști cu poezii și, cel mai important, cu zâmbete de bucurie și promisiunea că vor alege în viață calea educației, cinstei și onoarei. Tuturor copiilor și sucevenilor, polițiștii le urează sărbători fericite și sărbători în siguranță.